Dragilor, face fratele vostru un vlog, ca așa cum 10 ani, un vlog cinstit. În vlogul acesta vă voi prezenta a doua mașină achiziționată din lista mașinilor de vis. Eu sunt pasionat de mașini, iubesc mașinile, aș putea trăi în chirie doar să am o mașină care mă face fericit și doar să-mi permit să mă folosesc de ea. Și în colecția mea de mașini am mai adăugat încă o mașină pe care o să vă prezint azi. Înainte de asta, vreau să mă tund puțin, să arăt frumos în fața voastră și vreau să îmi montez doi senzori, unul într-o mână, unul în alta, să monitorizăm niște lucruri despre corpul nostru și în următoarea perioadă să vedem ce ne spune corpul nostru, deoarece vin după aproximativ 2 ani în care nu m-am dedicat așa mult antrenamentului și vreau să reintru în rutina mea de sportiv și de ce nu poate să explorăm împreună niște rezultate pe care le pot obține când reintru în rutină. Trebuie să recunosc, la 33 de ani nu mai pot să obții aceleași rezultate pe care le-aș fi putut obține la 23 de ani, însă hai să vedem ce poate să facă un om bătrân. Uneori așa tare mă obișnuiesc cu lucrul acesta, încât amân cât de mult se poate să-mi tund barba, pentru că după mă uit în oglindă și mi se pare că nu mai semăn cu mine. Așa că de data asta voi lăsa barba și voi tunde doar părul, care după cum se poate vedea nu e chiar atât de mult. Nimic nu se compară cu sentimentul pe care l-ai după ce ești complet tuns. Nu știu de ce nu se pune la fel și pe corp, dar pe cap e într-adevăr un sentiment foarte, foarte plăcut când ești tuns. Acum, după cum v-am spus, urmează să montez un senzor pe un braț, un senzor pe alta, să citim o serie de informații despre corp și pentru asta e foarte important să dăm jegul jos, așa că voi face primul duș din ultima lună, pentru că senzorii aceștia nu se lipesc foarte bine de jeg și poate să cadă cu jegul după o zi. Însă, dacă te speli bine, pot funcționa 14 zile. Hai să dăm cu duș. Desigur, dușul rece. Dușul rece, dimineața duș rece, seara o saună și un duș rece la final de saună. Un lucru pe care vreau să vi-l recomand este un gel de duș cu testosteron. Îți crește mult testosteronul și te face mai puternic și îți face mușchii mai mari. Se numește Bebe de la firma Brain, vezi, scrie aici firma Brain. Produsul se numește Bebe și îți crește testosteronul cam cu 200%, suficient cât să-ți facă mușchii mari și să-ți crească barba de asta. Înainte să vă prezint noua mea bestie din garaj, haideți să aplicăm cei doi senzori, se vede acul acolo. Haideți să-i aplicăm. Acesta este primul senzor. Uite așa se prezintă senzorul pe ambele părți. Unul din senzori îmi indică nivelul de compuși chetonici din sânge, iar celălalt îmi indică nivelul glicemiei. Cei doi senzori vor fi folosiți de către mine pentru o mai bună monitorizare a nivelurilor de energie, somnolență, focus, moleșală și asocierea lor cu diferite alimente, cu diferite momente din zi, pentru a-mi optimiza sănătatea și performanța fizică. Ce avem noi aici este un Golf 1 recondiționat la stare nouă. Mașina asta a fost recondiționată de la zero, a
fost sablat, a fost tăiată toată rugina afară, a fost sudate elemente noi și a fost reasamblată și adusă în stare nouă. Și atunci când oamenii cred că o mașină de vis e automat și o mașină extraordinar de scumpă, de sute de mii de euro, vreau să spun că se înșală. Un pasionat adevărat este pasionat de sportivitate, de istorie, nu atât de prețuri. Haideți să vă arăt câteva lucruri despre această superbă mașină roșie ca focul, ce mi umple inima de bucurie și mașină ce a fost un vis pentru mine încă din liceu. În primul rând, mereu mi-am dorit un Golf 1 cu doar două uși. Priviți mecanismul acesta de deschidere a ușii. Ușa mare, încăpătoare, posibilitatea de a rabata scaunul, în spate recondiționat la culorile originale ale unui interior GTI. Și așa te simți în interior, fețele de uși noi, plafon nou, totul recondiționat la stare nouă. Infotainment la calitatea acelor vremuri. Desigur, contactul este absolut o experiență în sine. Mașina are un motor pe carburație de 1,6 litri și de asemenea superbul și faimosul schimbător de viteză Golf 1 GTI cu acest design de ninge de golf. Deși nu-i cazul, avem scrumieră. Ce vremuri erau acelea când oamenii stăteau și fumau în mașină și aveau scrumiere. Sistem de climatizare, ventilație și încălzire care funcționează. Așa schimb de pe rece pe cald cu aceste manete care ascund în spate niște sisteme cu cablu. Aici avem o depozitare, torpedo. Și așa cum se poate vedea, mașina este în stare nouă. Oglinzile sunt absolut groaznice, nu vedem nimic în ele. Însă haideți să deschidem capota și să vedem cum se prezintă zona de motor. Desigur, niște frumoase BBS-uri. Așa arată minunăția din față. Din punctul meu de vedere este absolut superbă. Nu știu cum vedeți voi această mașină, dar pentru mine este absolut superbă. Este un vis împlinit. Ce avem aici? Avem un motor pe carburație. După cum se poate vedea, dacă mă auziți, absolut totul a fost recondiționat. Recondiționare completă a cutiei de viteză, motorului, absolut tot ce ține de mașină a fost adus în stare nouă și vă spun sincer, arată impresionant. Înainte să plec, mai am nevoie să privesc această mașină încă o dată, cât este de superbă și cât de mult îmi place, și vom face o mică plimbare cu ea, după care ne vom întoarce din nou acasă. Evit să ies cu această mașină când plouă afară. Va fi o mașină care se va bucura doar de soare și de garaj. În rest, mașina nu va vedea sare, nu va vedea zăpadă. Este o excepție că voi ieși cu ea azi pe ploaie. Dacă Tesla mi oferă cei mai mulți cai
cea mai tehnologizată performanță de condus. Această mașină este complet opusul, tot ce ține de ea este analog. Uitați-vă și la sistemul acesta de închis-deschis. Am mai multe chei. Atunci când intri în ea și vezi acest volan superb, știi că e ce trebuie. Absolut totul în mașină arată impecabil. Iar evacuarea completă din inox e absolut echilibrat, este perfectă. Nu pot decât să spun ce mult îmi place această mașină, construită în 1982. Când le văd așa împreună, mi se umple inima de bucurie. Când mor la volanul acestei mașini, trebuie să recunosc, este de fiecare dată o experiență. Aud mulți oameni că îmi spun, doresc să-mi cumpăr un Lamborghini pentru că sunt pasionat de mașini, doresc să-mi cumpăr un Ferrari pentru că sunt pasionat de mașini. Este o discuție lungă și atât unele modele de Lamborghini, cât și unele modele de Ferrari sunt mașini pentru pasionați și pot oferi o experiență pe care oamenii și-o doresc. Însă, de cele mai multe ori, oamenii plătesc mulți bani pentru o mașină doar să compenseze pentru insecuritățile lor și să-și ridice ego-ul mai sus. O mașină cu turbină și cutie automată nu are mai mult suflet decât o mașină electrică. Dacă experiența analog este ceea ce un om caută, mai degrabă o astfel de mașină aduce o experiență analog. Eu am iubit din totdeauna această mașină pentru cât este de frumoasă. A fost mereu o mașină care simțeam că mi-umple sufletul de bucurie și a fost pentru prima dată când o mașină m-a convins din nou, după ce am achiziționat în 2019 prima Tesla, să umblu oală și să merg la Peco să alimentez, pentru că experiența electrică m-a convins că este mult mai potrivită pentru mine. Haideți să facem o tură și să vedem cum se simte această mașină. Voi lăsa geamul jos pentru că îmi place răcoarea care vine de afară și vom da o tură să vedem cum se simte această mașină în mers. Îmi place la nebunie mașina asta, plină de vibrații, plină de o experiență raw, o experiență ce nu vine cu nimic, să zic așa, procesat. Nu ai servo, când trebuie să întorci în parcare pe loc, încerci să te pui puțin în mișcare să poți roti volanul. Nu că n-ai putea pe loc, dar ți se pare că rup ceva în mașină când tragi așa de ea. Tot ce ți oferă mașina asta, experiența audio cu casete, e ceva incredibil. Am venit până la facultate să-mi scot adeverința diplomei de licență, cum am predat lucrarea de licență.
iar acolo e racheta mea roșie. O să mă omoare portarul, că am trecut așa pe lângă el, m-am uitat doar în față. Dar dacă bariera era sus, am presupus că se poate intra. Iar dacă el doarme în timpul orelor de muncă, ce să facem? Acesta e unghiul la care privești atunci când te apropii de mașină. Scoți cheia. Și aici sunt sistemele analog de la NASA. Sunt curios dacă mă așteaptă acum să se bată cu mine portarul. Da, iese, haideți să vedem. Dacă îmi și zice nasoale. Cred că vrea să-mi zică nasoale. Ne-am salutat elegant. Am știut amândoi că situația nu e ok. Aceasta a fost una din puținele zile în care mașina asta va ieși pe stradă, pe ploaie. M-a dus înapoi în garaj. Aici apa se va usca și mașina va fi păstrată în cele mai bune condiții pentru a fi mereu cât mai aproape de starea ei nouă. Pentru mine e o mașină de vis. Îmi place de fiecare dată sentimentul acesta că împing mașina în garaj cu mâna, o trag până aici în garaj, după o pun la loc cu mâna, nu știu, un sentiment plăcut. Mașina are aproximativ 800 de kilograme, deci e o mașină foarte ușoară, foarte drăguță, complet analog, o experiență per total foarte, foarte frumoasă și pot să spun că am cele două extreme. Cea mai tehnologizată mașină versus o mașină din 1982, o mașină complet analog, unde butoanele, unele sunt chiar cu cabluri și ați văzut și cum se deschide ușa, mecanismele acestea sunt toate gândite în așa fel încât să funcționeze fără un sistem, fără o interfață digitală. Iar azi avem mașini foarte asemănătoare, care, a căror mânere și funcții seamănă foarte mult, însă sunt modernizate într-o manieră care să ridice nivelul de confort. Spuneți-mi cum vi se pare și vouă această mașină. Mă întorc puțin la birou, la muncă, după care voi merge la antrenament. Deci, deși am o grămadă de spațiu în garaj, pentru că ușa este mai îngustă decât lățimea garajului și am niște lucruri în partea aceasta, nu pot să scot o mașină fără să o scot pe cealaltă.
fiecare greutate.